Bună ziua, dragi urmăritori ai canalului! Astăzi mi-am propus să aduc în prim plan crima de la Sarajevo, celebrul asasinat care a fost precursorul primului război mondial. Așadar, în dimineața zilei de 28 iunie 1914, arhiducele Franz Ferdinand, moștenitorul aparent al tronului Austro-Ungariei, însoțit de soția sa, contesa Sophie Ciotec von Ciotcova, sosesc cu trenul în orașul Sarajevo, urmând să urce din gară într-un automobil care îi va duce de-a lungul străzii Apple Quay la primărie. Convoiul era alcătuit din 6 mașini. În prima mașină se aflau primarul orașului Sarajevo, Fehim Efendi Kurcik, îmbrăcat într-un costum negru și purtând o pălărie pe cap, și șeful poliției din Sarajevo, Edmund Gerde. În a doua mașină, un splendid cupe sport gref und stift cu acoperișul lăsat încât mulțimea care mărginea străzile să-i poată vedea, ședeau arhiducele și soția sa. În fața lor, pe bancheta retractabilă, era generalul Oscar Potiorek, guvernatorul Bosniei, iar lângă șofer, locotenent colonelul conte Franz von Harak. În urma lor veneau alte trei mașini în care se aflau polițiști și membrii ai suitei arhiducelui și a guvernatorului. O imagine pitorească apare în fața cuplului în momentul în care convoiul de mașini a pătruns în Apple Quay. Sarajevo se întinde într-o vale îngustă transversată de râul Mijalka, care izvorăște din niște chei situate chiar deasupra orașului spre est. De o parte și de cealaltă a râului se înalță dealurile abrupte care ating o altitudine de peste 1524 de metri. Coastele dealurilor sunt presărate cu vile și case înconjurate de livezi. Existau și minarete ale numeroaselor moschei care puteau fi văzute printre copacii și clădirile situate de-a lungul râului, o amintire a trecutului otoman al orașului. În inima orașului, în partea stângă a Apple Quay-ului, se afla bazarul, un labirint de alei mărginite de tarabe din lemn cu prelate, care erau sprijinite de depozite din piatră. Data vizitei austriecilor a fost aleasă în mod întâmplător. În acea zi însă era ziua Sfântului Vitus, celebrat în Kosovo, deoarece acesta în anul 1389, când trupele otomane decimaseră armata sârbilor pe câmpia Mierlei, o bătălie care de altfel a pus capăt epocii Imperiului Sârb în Balcan și a creat condițiile integrării ulterioare în Imperiul Otoman a Serbiei, astfel acest Vitus s-a remarcat ca fiind un apărător al sârbilor care erau asupriți de turci. Tot în această zi au avut loc comemorări foarte intense, deoarece era prima zi a Sfântului Vitus, care semnifica eliberarea orașului Kosovo în timpul celui de-al doilea război balcanic, care avusese loc un an în urmă. Flacăra sfântă a orașului Kosovo, care a inspirat generații de sârbi, s-a transformat într-o văpaie, anunța în 28 iunie ziarul Piemont, care aparținea societății secrete Mâna Neagră. Kosovo este liber, Kosovo a fost răzbunat. Pentru ultranaționaliștii sârbi, atât din Serbia cât și din rețeaua iredentistă sârbă din Bosnia, sosirea moștenitorului aparent la Sarajevo, tocmai în acea zi, reprezenta un afront simbolic care necesita un răspuns. 7 teroriști, grupați în 2 celule, s-au strâns în oraș cu câteva zile înainte de vizită.
În dimineața în care a sosit arhiducele, aceștia s-au poziționat la o oarecare distanță unul față de celălalt de-a lungul cueiului, un bulevard larg care mergea paralel cu râul Miljaca, ajungând până în centrul orașului Sarajevo. În jurul taliei aveau legate bombe de mărimea unei bucăți de săpun cu amorsă și focos chimic. În buzunare aveau revolvere încărcate. Surplusul de armament și de oameni era esențial pentru reușita acestei acțiuni. Dacă unul dintre ei era percheziționat și arestat, pur și simplu era eliminat din contextul misiunii, exista tot timpul un altul care să ia locul. Fiecare dintre ei avea la el cianură împachetată în hârtie ca să-și ia viața odată ce sarcina era îndeplinită. Nu fuseseră luate măsuri oficiale de securitate. În ciuda avertismentelor primite în legătură cu o acțiune teroristă, arhiducele și soția lui călătorau într-o mașină decapotabilă de-a lungul unei rute aglomerate și complet previzibile. Rândurile de trupe care erau de obicei așezate de-a lungul trotuarului în astfel de ocazii, acum lipseau cu desăvârșire. Prin urmare, convoiul de mașini trecea practic neprotejat prin fața mulțimii dense. Până și cel mai mic detaliu de securitate fusese omis. Șeful poliției se urcase din greșeală într-una dintre mașini, alături de trei ofițeri locali bosniaci, lăsându-și oamenii în urmă, la gară. Cuplul arhiducal părea să nu își facă deloc griji în legătură cu propria lor siguranță. Franz Ferdinand și soția sa își petrecuseră ultimele 3 zile în mica stațiune Ilidze, unde aceștia fuseseră întâmpinați doar de persoane prietenoase. Avusese timp să facă niște cumpărături în bazarul din Sarajevo, plimbându-se nestingheriți pe străduțele aglomerate. Ceea ce ei nu știau era faptul că Gavril Princip, tânărul sârb bosniac care urma să îi împuște peste doar 3 zile, se afla și el în bazar, urmărindu-le fiecare mișcare. În timpul ultimei cine servite în Ildize, înainte ca aceștia să ia trenul spre Sarajevo, Sophie s-a întâlnit din întâmplare cu liderul bosniac, croat, dr. Iosif Sunarici, care avertizase autoritățile locale despre faptul că nu era momentul potrivit pentru a aduce cuplul în Bosnia, într-un moment în care sârbii locali manifestau un puternic sentiment național. Un alt lucru foarte important, duminica de 28 iunie îi găsea pe Franz Ferdinand și pe soția acestuia sărbătorindu-și ziua nunții. Tocmai această aniversare a lor era motivul pentru care Sophie insistase ca să fie alături de Franz Ferdinand pe parcursul acestei vizite. Așadar, coloana în care aceștia se aflau pe străzile din Sarajevo îi aduc în prim plan în fața asasinului Mohamed Medbasic, care se poziționase lângă podul cu mura. În timp ce urarele mulțimii se înălțau în jurul lui, el s-a pregătit să arunce bomba. Era un moment tensionat, căci odată scoasă capsa, o acțiune care genera un zgomot puternic nu mai era cale de întoarcere. Bomba trebuia aruncată. Astfel, Mehmet Basic reușește să-și scoată bomba din învelitoare, dar în ultima clipă i s-a părut că simte pe cineva, un polițist probabil, în spatele său și a încremenit de spaimă, întocmai cum pățise când renunțase la misiunea de a-l ucide pe Oscar Potiorek în tren în ianuarie 1914. Convoiul de mașini trece așadar pe lângă el, acesta arătându-și ocazia. Următorul asasin și primul care trebuia să acționeze era de fapt sârbul bosniac Nedeljko Kabrinović, care se poziționase pe marul râului dinspre cuei. El a scos bomba și a rupt detonatorul, izbindu-l de un stâlp de felinar.
Auzind bubuitul puternic scos de capsă, garda de corp a arhiducelui, contele Harak, a presupus că explodase unul dintre cauciucuri. Șoferul însă a văzut bomba zburând în aer spre mașină și a apăsat pe accelerație. Nu putem ști sigur dacă arhiducele a văzut bomba apropiindu-se și a reușit să o pareze cu mâna sau dacă aceasta s-a lovit pur și simplu de materialul acoperișului care era pliat în spate. În orice caz, aceasta își ratează ținta, cade și explodează sub mașina din spate, rănind mai mulți ofițeri care se aflau înăuntru și producând o gaură mare în asfalt. Arhiducele a reacționat la acest incident cu o stăpânire de sine uluitoare. Când a privit în urma sa, a văzut că a patra mașină din șir se oprise. Aerul era plin de praf și de fum și mai răsuna încă ecoul exploziei puternice. O așchie îi provocase o mică tăietură pe obraz Sofiei, însă în afară de asta cuplul scăpase nevătămat. Pasagerii celei de-a patra mașini erau răniți, dar în viață. Unii încercau să coboare din ea, cel mai grav rănit dintre toți fiind aghiotantul generalului Potiorek, colonelul Erich von Merisi, care, deși era conștient, sângera abundent dintr-o rană suferită la cap. De îndată ce a aruncat bomba, Cabrinovici a ingerat cianura pe care o avea la el și s-a aruncat peste parapet în râul Miljaca. Niciuna dintre aceste acțiuni nu și-a atinseseră scopul. Fiind de calitate inferioară, otrava nu a făcut decât să-i ardă gâtul și stomacul tânărului, fără să-l ucide sau măcar să-l facă să leșine. Din cauza căldurii, nivelul râului era scăzut, astfel încât acesta nici nu s-a anecat, nici nu a fost purtat de curenți. Prin urmare, a căzut de la o înălțime de 8 metri pe nisipul de pe malul râului și a fost prins repede de un negustor, un bărbier înarmat cu un pistol și doi polițiști. În loc să părăsească imediat acea zonă periculoasă, arhiducele a supravegheat îngrijirea răniților, apoi a dat ordin ca mașinile să-și continue traseul către primăria care se afla în centrul orașului. La întoarcere, convoiul urma să traverseze din nou Apple Quay, astfel încât el și soția lui să-i poată vizita la spital pe răniți. Convoiul de mașini s-a pus din nou în mișcare. Ultima mașină a pornit din loc, ocolind cea de-a patra mașină distrusă și învăluită în fum. Prin urmare, ceilalți asasini care nu își părăsiseră posturile aveau toate șansele să își pună în aplicare planul. Însă erau tineri și lipsiți de experiență. Trei dintre ei și-au pierdut stăpânirea de sine când mașina s-a apropiat de ei. Vaso Kubrilović, cel mai tânăr dintre teroriști, a încremenit în ultimul moment la fel ca Mehmet Basic. Probabil a fost derutat de prezența neașteptată a soției arhiducelui care ședea alături de el în mașina imperială. O mărturie a acestuia, citez, mi-a fost milă de ea. Nu mi-am scos revolverul deoarece am văzut-o pe ducesa acolo. Mărturisire ulterioară a acestuia. Kvijetko Popovici a fost și el surprins de aceeași teamă. A rămas pe poziție gata să arunce bomba, însă nu a reușit să facă asta deoarece și-a pierdut curajul în ultima clipă atunci când l-a văzut pe arhiduce. Când a auzit explozia provocată de bomba lui Cabrinovici, Popovici a țâșnit spre clădirea societății culturale sârbe, Prozvejda, și și-a ascuns bomba într-o ladă aflată la subsol. La început, Gavrilo Princip a fost prins cu garda jos. Auzind explozia, a presupus că misiunea fusese una reușită. A alergat spre locul unde era poziționat Cabrinovici doar ca să vadă cum era luat de polițiști. Acesta era încovoiat de durerea agonizantă pe care i-o provoca arsura din gât.
Princip renunță la planul de a-l ucide pe complicele său prins de polițiști și își îndreaptă din nou atenția către convoi. Până să-l observe pe arhiduce, nu putea fi confundat datorită căștii sale ornamentate cu pene verzi de struț. Mașina prinsese viteză, iar el nu mai avea vizibilitate pentru a-l putea ochi. Princip și-a păstrat însă calmul, o caracteristică extraordinară având în vedere circumstanțele. Dându-și seama că mașina avea să se întoarcă, el și-a ales o nouă poziție pe partea dreaptă a străzii Franz Josef, care era paralelă cu ruta atât de mediatizată pe unde convoiul urma să părăsească orașul. Celălalt terorist, Trifco Grabes, își părăsise postul ca să-l caute pe Princip și rămăsese blocat în agitația mulțimii provocată de prima explozie. Nu a reușit nici el să acționeze atunci când convoiul a trecut pe lângă el, probabil din cauza fricii. O mărturisire a acestuia ulterioară susține că îmbulzeala a fost atât de mare încât nu a reușit să scoată bomba de sub haine. La o primă vedere, arhiducele a părut să aibă dreptate când a spus că trebuia să-și continue programul. Convoiul a ajuns în fața primăriei din Sarajevo fără alte incidente. Apoi a urmat un interludiu comico-tragic. A căzut în sarcina primarului, Mehmed Efendi Kurcik, să țină discursul obișnuit de întâmpinare a Auguștilor Habsburgi. Din locul de unde se afla în fața convoiului, Kurcik și-a dat seama că aceea nu fusese o zi prea reușită și că textul său inofensiv devenise în acel moment inadecvat situației. Era însă prea agitat ca să improvizeze un alt text sau să schimbe cuvintele celui existent pentru a cuprinde evenimentele întâmplate de curând. Extrem de agitat și transpirând din abundență, el a făcut un pas în față ca să țină discursul care includea următoarele fraze. Citez: Toți cetățenii capitalei Sarajevo au sufletele pline de bucurie și întâmpină prea ilustra vizita maestății sale cu cel mai mare entuziasm. Nici nu-și începe bine discursul că primarul este întrerupt de răbufnirea furioasă a arhiducelui care își înfrânase până atunci mânia și șocul, dar care acum izbucnea. Citez: Vin aici în calitate de oaspete și poporul dumitale mă întâmpină cu bombe. Se așterne o tăcere mormântală, iar contesa îi șoptește ceva soțului la ureche. Franz Ferdinand își redobândește calmul și îi acordă prilejul primarului de a-și continua discursul. Odată ce discursurile au fost livrate, vremea a fost ca soții să se despartă. Sophie trebuia să se întâlnească cu un grup de femei musulmane într-o încăpere de la primul etaj al primăriei, iar bărbații trebuia să aibă o ședință, primarul împreună cu restul funcționarilor din administrația orașului trebuia să dialogueze cu Franz Ferdinand. În tot acest timp, arhiducele Franz Ferdinand scrie o telegramă împăratului pentru a-l asigura că este bine și tentativa de asasinat a fost un eșec. În momentul în care ei trebuiau să părăsească primăria, se pune în dezbatere traseul pe unde aceștia urmau să plece ca să evite alte oportunități neplăcute prezentate de acești teroriști. Arhiducele îl întreabă pe Potiorek dacă crede că există șanse să aibă loc un nou atac. Conform propriei mărturii, Potiorek a răspuns cu strângere de inimă că speră că nu, însă chiar și cu toate măsurile de securitate implementate, nu poate fi prevenită o astfel de acțiune dacă este lansată de aproape.
Pentru a evita orice risc, Potiorek a propus anularea celorlalte activități legate de vizită. Acesta l-a mai sfătuit pe arhiduce să se întoarcă direct la Ilidze, fără alte opriri în oraș sau să meargă la palatul rezidențial al guvernatorului, iar de acolo cu prima ocazie spre Gara Bistric, care se afla pe marul stâng al râului. Însă arhiducele voia să-l viziteze pe aghiotantul rănit și insistă ca traseul să aibă în vedere o oprire la spitalul garnizoanei, situat la periferia vestică a orașului. Astfel, convoiul traversează orașul sub dogoarea soarelui, îndreptându-se spre vest, însă nimeni nu i-a înștiințat pe șofer despre schimbarea itinerarului. De îndată ce au trecut de bazar, prima mașină a virat la dreapta pe strada Franz Josef, iar mașina în care se aflau Franz Ferdinand și Sophie o urmează îndeaproape. Potiorek începe să-l ocărască pe șofer, amintindu-i acestuia de direcția greșită. Motorul este oprit, iar mașina, care nu avea funcție de mașarier, a dat încet cu spatele ca să iasă pe bulevardul principal. Acesta a fost momentul lui Gavrilo Princip. Se poziționase în fața unui magazin care se afla pe partea dreaptă a străzii Franz Josef. El a ajuns mașina din urmă când aceasta a început să încetinească până s-a oprit. Deoarece nu a reușit să-și desprindă la timp bomba de la cingătoare, și-a scos revolverul și a tras de două ori de aproape, în vreme ce Harak, care se afla pe pragul mașinii, privea îngrozit spre stânga. După cum a mărturisit ulterior Princip, timpul părea să se comprime în momentul în care a ieșit de sub prelata magazinului și a țintit. Când a văzut-o pe ducesă, a ezitat o clipă, citez din mărturiile sale. Când am văzut că lângă el ședea o doamnă, am reflectat o secundă dacă să apăs sau nu pe trăgaci. În același timp mă încerca un sentiment ciudat. Am încheiat citatul. Și Potiorek și-a amintit același sentiment ireal. Guvernatorul și-a amintit cum stătea încremenit în mașină, holbându-se la chipul asasinului, în timp ce acesta deschidea focul, fără să vadă însă fumul sau scânteia de la capătul țevii. La început a părut că asasinul ratase ținta, deoarece atât Franz Ferdinand cât și soția sa au rămas nemișcați în poziție dreaptă pe scaunele lor. În realitate erau amândoi pe moarte. Primul glonț a trecut prin ușa mașinii și a pătruns în abdomenul ducesei, străpungându-i stomacul, al doilea nimerise gâtul arhiducelui, străpungându-i vena jugulară. În timp ce mașina traversa în viteză râul spre Conac, ducesa se legăna dintr-o parte într-alta până când a căzut cu capul între genunchii soțului ei. Inițial, Potiorek a crezut că aceasta leșinase din cauza șocului, abia când a zărit sângele care șiroia din gura arhiducelui și a dat seama că situația era mult mai gravă. Contele Harak, care stătea în continuare pe pragul exterior al mașinii, și-a întins mâna și l-a ridicat pe arhiduce în poziție dreaptă, apucându-l de guler. Ultimele cuvinte ale arhiducelui s-au îndreptat spre soția sa, Sophie, implorând-o să nu moară și să rămână în viață pentru copiii lor. Casca ornată cu pene verzi de struț îi alunecă de pe cap, în momentul în care Harak l-a întrebat pe arhiduce dacă simțea durere, arhiducele i-a răspuns de mai multe ori în șoaptă. Nu e nimic, citez, urmând ca să-și piardă apoi cunoștința. Mulțimea se adună în urma mașinii care gonea, încercuindu-l pe Gavrilo Princip. Când acesta și-a dus revolverul la tâmplă ca să-și ia viața, cineva i l-a smuls din mână, la fel și ceanura pe care a încercat să o înghită. Acesta a fost lovit cu pumnii și cu picioarele și bătut cu toege de mulțimea care îl înconjura. Ar fi fost linșat pe loc dacă polițiștii nu ar fi reușit să-l scoată din mulțime și să-l ducă în arest.
Sophie murise deja când au ajuns la Palatul Conac, iar cei doi soți au fost transportați repede în două încăperi de la primul etaj. Franz Ferdinand intrase deja în comă. Valetul său, contele Morsei, care venise în fugă de la locul împușcăturilor ca să-i fie alături arhiducelui, încearcă să-l ajute să respire desfăcându-i nasturii hainei de la uniformă. În acel moment sângele a țâșnit pătând manșetele galbene ale uniformei valetului. Îngenuncând lângă pat, Morsei îl întreabă pe Franz Ferdinand dacă are vreun mesaj pentru copiii lui, însă nu mai primește niciun răspuns. După câteva minute, cei de față confirmă moartea moștenitorului. Era puțin trecut de ora 11 dimineața când vestea morții lui Franz Ferdinand pleacă de la palat în Sarajevo, unde încep să bată clopotele. Vă mulțumesc pentru atenție și sper că am reușit să vă prezint în detalii evenimentele din iunie 1914, care au fost premergătoare morții prințului moștenitor al tronului austro-ungar Franz Ferdinand și al soției sale Sophie. Dacă v-a plăcut sau aveți alte păreri de împărtășit, vă invit să comentați.